Candidații care încearcă să obțină permisul de conducere se prezintă tot mai slab pregătiți la examene. Statisticile oficiale arată că doar jumătate dintre cei care se înscriu reușesc, iar numărul admișilor scade de la an la an. Instructorii spun că s-a ajuns în această situație și pentru că tot mai mulți tratează superficial examenul, nu învață și nu sunt atenți. Iar examinatorii sunt mai severi de când probele sunt supravegheate video. În Argeș, dintre cei care au încercat să obțină anul trecut permisul de conducere, doar 40% au promovat examenul. Proba practică le pune candidaților cele mai mari probleme. Am fost neatent într-un sens giratoriu și am fost prea aproape de o linie continuă și aia a fost. I-a picat. Da. A fost trafic, oamenii merg repede. Lumea nu înțelege că în zona aceasta e examen și merg normale. Am picat. Ai picat? De ce ai picat? La curte de prioritate. Mulți dintre cei respinși se înscriu din nou la examen. Un bărbat din Pitești, de pildă, a încercat de 20 de ori, dar până acum nu a reușit să devină șofer. Tineri de 19-20 de ani tratează cu superficialitate pregătirea. Potrivit statisticilor, la nivel național, doar jumătate dintre cei care aspiră să obțină permisul de conducere reușesc să treacă examenul teoretic. Proporția se menține și la traseu. Procentul de promovare scade însă de la un an la altul. Acum 6 ani obțineau permisul de conducere 60% dintre candidați. În Constanța, anul trecut, peste 90.000 de persoane și-au dorit să ajungă șoferi, dar 65% au picat examenul scris. Apoi, proba practică a redus la mai puțin de jumătate numărul celor care au răspuns corect la teorie. Este a doua oară, nu e prima oară. Am mai dat data trecută și am făcut mici greșeli și acum sper să iau. Mă simt foarte pregătit. Instructorii auto sunt de părere că mulți dintre cei care vor să obțină permisul de conducere tratează cu superficialitate examenul. Eu am avut câțiva zece, majoritatea au picat. Sunt preocupat de alte, de exemplu, de calculator, de n-au timp să învețe. La practică tot așa, unii vin într-adevăr cu plăcere, alții vin din obligații. Pe de altă parte, după ce obțin permisul de conducere, unii șoferi care ajung în trafic devin agresivi sau nu respectă regulile de circulație. Conform statisticilor, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul oamenilor care și-au pierdut viața în accidente auto. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.